nu tocmai echilibrat între Uniunea Națională PSD și pur și Alianța DA. Au fost tentative de ambele părți, dar așa cum spuneam și în timpul emisiunii, totuși cei care au avut resursele administrative, economice și politice au contat mult pe ele. Eu sper că viitoarele campanii electorale și chiar următoarele două săptămâni să permită tuturor să fie egali, să fie, astfel spus, opozanți reali și nu să intervine elemente suplimentare. Apropo de asta, spus la începutul emisiunii că ceva contă la unul că a câștigat sau ce. Spuneam că... Sistemul monitorizare care s-a făcut a arătat că participarea liderilor alianței, vă dau doar o statistică, a fost mai mare decât participarea liderilor. Era o diferență față de locale, spuneam. Diferența față de locale era că de data aceasta Antena 1 a fost un post de televiziune care, după părerea unora, s-a făcut o glumă, poate într-o mai reușită, ar fi contat în favoarea Uniunii Naționale PSD Plus. În regulă, puteți să spuneți ce vreau. Așa. Pe de altă parte, elementul care mi se pare cel mai important de sesizat este că viața politică are șansa să se echilibreze și instituțiile să devină mai puternice, pentru că ceea ce ne lipsește în procesul de integrare europeană este un sistem instituțional puternic. Și acest echilibru va duce la unei instituții mai puternice. La un control între actorii politici și acel control va întări instituțiile, pentru că instituțiile nu vor mai fi personalizate. Dacă partidele vor rezista tentațiilor în săptămânile sau lunile viitoare. Oricum sunt anii cruciale a integrării și viitorul guvernor care va fi va avea un mandat foarte dificil. Și viitorul președinte de asemenea. Domnule Vorăzeanu. Alegerile nu s-au terminat. Suntem încă în registrul estimărilor. Scorurile strânse ar putea să ne facă să vorbim și de un vot surpriză la doilea tur de scrutin, când e vorba de președinție. E denotat de asemenea că e pentru prima oară în ultimii 15 ani după Revoluție când, indiferent de cine câștigă aceste alegeri și în Parlament și la Cotroceni, România se îndreaptă în aceeași direcție ca în ultimii 4 ani și mai exact ca în ultimii 8 ani. Este direcția pro-occidentalizării țării. Diferențele sunt de nuanțe și sunt mai ales de ceea ce aș numi aerisirea obligatorie a spațiului politic din 4 în 4 ani. Aerisirea se poate face fie prin alternanță la guvernare, e cel mai sigur, atunci se redirecționează resursele materiale, umane, dintr-o parte în alta, are toată lumea de câștigat, se poate face însă și atunci când o forță politică sancționată printr-un vot foarte important, redutabil al forței adverse, e obligat să tragă concluzii. Adică aici Adrian Năstase și PSD au fost totuși pe muchia cuțitului. Nu mai trebuie să repete greșelile. Când i-am văzut astă seară la sediul PSD pe domnii Dan Ioan Popescu și Mitrea venind din nou în spatele candidatului Adrian Năstase și apoi pe Ion Iliescu în mod abuziv prezent și astă seară acolo alături de doamna Rodica Stănoiu, mi-am spus n-a durat decât o vară, ca să zic așa. Da. Domnule Cristoiu. Două concluzii. Unul privind desfășurarea votului, n-a fost revoluție și țin să repet deoarece s-a folosit foarte mult și de către în campanie electorală alianțe și de către unii jurnaliști și către unii politicieni ideea de desfășurarea revoluției. A fost un vot normal, a fost un vot de trebuie să ține cont de faptul că Uniunea Națională PSD Plus trebuia să piardă alegerile deoarece erau după 4 ani de guvernare. Și cu la scorul ăsta strâns care l-au câștigat, înseamnă că adversarul a fost foarte slab și a fost slab pentru că a mers foarte mult pe campanie negativă, pe votul negativ, cred că este apusul votului negativ în România, oamenii au interese particulare, crescătorii de iepuri vor legi privind iepurii, femeile vor, nu știu, legi privind rujurile, e clar că... Ar trebui să-și voteze propriile interese, deci acum... să voteze negativ. Nu. De acum, după părerea mea, cel puțin, partidele trebuie să țină cont de această diversificare uluitoare care nu mai are nicio legătură cu politicul. Și, dar cel mai grav este faptul... Cel mai grav este părerea mea este că pentru guvernul PSD pur va fi vai de capul lui. Din două, mai multe motive. Unu, scorul este foarte strâns, vor avea o poziție puternică. Doi, pomenile pe care le-au angajat în ultimile săptămâni vor trebui date. Serviciile bugetare. Deci vor fi, eu am zis pomeni. Deci este dacă învingea alianța, săraca alianța trebuia să le dea ea. Acum vor trebui să le dea PSD. Nu cred că își vor putea permite, este foarte greu, domnule Zăroie, că ne spui, unii oameni deja au cheltuit banii.
Vă spun eu, unii de un cont, o mașină, doi și trei, cum spune și domnul Părbulescu, va fi un guvern care va trebui să ia măsuri foarte dure din partea pentru a admite Uniunea Europeană, pe fondul unei clare nemulțumiri care va crește, care va în procentaj, deoarece va fi și o nemulțumire născută din neschimbare. Faptul că vor fi aceleași feste, că același partid va fi și nu este exclus să avem și alegeri anticipate dacă... Nu ați aruncat-o pe asta la sfârșit. Nu avem și zile. Bun. Nu este cu nimic. Vă mulțumesc mult pentru participarea în această seară. Înainte de a ne lua la revedere la dumneavoastră, ne regăsim în fiecare zi în paginile Jurnalul Național. Acolo, de începând de mâine, veți avea parte timp de o lună până la sfârșitul anului de ediții speciale și ediții de colecție. Le mulțumesc invitațiilor mei din această seară. Și editorialul domnului Cristoi, și la fel editorialul domnului Horezeanu, cei doi din invitați în această seară. Vreau să le mulțumesc colegilor de la Antena 1 pentru felul în care s-a derulat emisiunea în această seară și transmisiile. De asemenea, țin să le mulțumesc invitațiilor din platou, inclusiv domnului Cristian Tudorovescu, care a plecat după prima parte a emisiunii. Aici se încheie ediția specială a noastră. Vă spun, ca de obicei, cineci. Aproape. Ofertă pentru 2005. O super reducere de până la 35% din prețul obișnuit, peste 100 de ediții gratuite ale gazetei sporturilor. Abonează-te direct la ziar. Nu rata marea ofertă pentru 2005 făcută de Gazeta Sporturilor. World Music Awards și afli cum sărbătoresc românii ziua națională.